O femeie de 43 de ani din Zalău a avut o moarte cumplită. Partenerul ei de viață ar fi aruncat-o de la etajul al treilea al blocului în care cei doi locuiau. Asta s-a întâmplat după o ceartă aprinsă. Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Cei doi veniseră din Germania în vizită de sărbători la copii. Inculpatul a aruncat-o pe soția sa de la etajul al treilea al imobilului. Vecinii au fost cei care au auzit și au sunat imediat la 112. Eu am ieșit și am auzit horcăit, că n-am știut, eu am crezut că e animal. Pacienta se afla în stop cardiorespirator, echipajul medicând, aplicând manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, ea nu a răspuns pozitiv manevrelor. Poliția a fost sesizată în urma unui apel 112 cu privire la faptul că, în fața unui bloc din municipiul Zalău, a fost găsită o persoană decedată. Avea leziuni destul de grave, incompatibile cu viața. Loredana avea 43 de ani, ea și soțul veniseră la Mezina, care ieri își botezase copilul. Noaptea la 2, atunci mă trezesc când au venit smurdul. Ia să uita pe geam de acolo. Vezi unde e plasa aia deschisă? Nu au zis niciun cuvânt. Și pe aia fugit. Și pe aia când a venit smurdul și noi eram cu smurdul aici, el a ieșit și a plecat. Nu a avut nicio reacție, să zică, să vină, vai ce s-a întâmplat, nimic, niciun cuvânt. Apartamentul în care au stat în Zalău era închiriat de una dintre fetele lor. Soții Ardelean au fost singuri în apartament. Dintr-o dată, din cauza băuturii, s-au luat la ceartă. S-a reținut premeditarea în acest moment, în contextul în care anterior între cei doi au mai existat conflicte. Potrivit anchetatorilor, femeia și nu doar ea a mai depus în trecut plângeri la poliție împotriva bărbatului. A existat și un ordin de restricție la solicitarea uneia dintre fiicele autorului în urmă cu câțiva ani, mai exact în anul 2020. Din datele pe care le avem, într-adevăr, au existat amenințări cu moartea. Bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost reținut pentru omor calificat, riscă până la 30 de ani de pușcărie sau chiar închisoare pe viață. Și vă amintim, dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor. O puteți face la numărul de telefon de pe ecran 0800 500 333. Serviciul e gratuit și e disponibil 24 de ore din 24. Zeci de echipe formate din specialiști din mai multe instituții ale statului sunt pregătite să intervină oricând în ajutorul victimelor.